întreita solie îngerească. Ultimul mesaj al Evangheliei veșnice este adus nouă de trei soli ai lui Dumnezeu, trei îngeri, care pe rând ne vestesc vremurile sfârșitului și cum trebuie să ne purtăm ca să nu cădem din harul mântuirii. Alt mesaj nu va mai fi. Ne spune Domnul căci tot ce trebuia ca omul să cunoască și să facă i-a fost descoperit pe parcursul a aproape șase mii de ani dar mai ales ultimei generații, nouă, Iisus Hristos ne descoperă prin Sfântul Apostol Ioan ultimele etape, evenimentele care sunt avertizările și îndemnurile de pregătire pentru ce ne așteaptă, în dependență de care relația noastră cu Mântuitorul. Așadar, primul înger vine cu solia și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor Apocalipsa 14, versetele 6 și 7. Această oră a începutului judecății lui Dumnezeu a avut loc. Cercetătorii cinstiți ai Bibliei cunosc acest eveniment. Momentul când Isus Hristos, marele nostru preot, a trecut la ultimul act al slujirii sale din sanctuarul ceresc judecata sufletelor omenești, curățerea sanctuarului în anul 1844. Solia judecății este o chemare de atitudine serioasă, de pregătire și o amintire că cinstea și închinarea îi aparține numai Creatorului. În timp ce fiara și chipul ei cer ca popoarele să se închine lor, Dumnezeu îi cheamă pe oameni să îi se închine lui, Creatorul Cerului și al Pământului. Omenirea de azi se închină mai mult lucrurilor create decât creatorului. Educația, învățătura și filozofia omenească le-au forat oamenilor convingerile, credința în unul Dumnezeu adevărat, care pur și simplu este amestecat, pierdut în creaturile sale. Închinări la soare, planete, diferiți zei, sfinți, semne. Într-o deplină cinstire a creatorului trebuie neapărat să includem și semnul, puterii sale creatoare, a pământului și tot ce-i pe el. Acest semn este sabatul zilei a șaptea, binecuvântată și simțită la creațiune. Acesta să fie între mine și fiii lui Israel un semn pentru veșnicie, căci în șase zile a făcut Domnul cerule și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat le-a dat și sabatele mele. Le-am dat și sabatele mele, ca să fie un semn între mine și ei, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Exod 20 cu 11, 31 cu 17, Ezechiel 20 cu 13. Importanța sabatului ca monument al creațiunii este că el păstrează totdeauna prezent motivul adevărat pentru care închinarea se cuvine lui Dumnezeu, pentru că El este Creatorul și Stăpânul Universului și al nostru, iar noi suntem creaturile sale. Păzirea sabatului este un semn al credincioșiei față de adevăratul Dumnezeu. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apocalipsa 14 8. Cuvântul Babilon în Apocalipsa apare de la numele orașului din antichitate Babilon. De pe vremea când oamenii, intenționat și conștient, i-au întors spatele lui Dumnezeu, căutând mântuire prin propriile lor fapte. Zidirea orașului Babilon de către nimrod a culminat cu apostazia turnului Babel. Dumnezeu a trimis o încurcătură de limbă și nu a mai putut termina niciodată turnul. Babilon înseamnă încurcătură. Turnul lor, care trebuia să fie un monument al mândriei, a devenit o aducere a minte a nebuniei lor. Din ziua aceea și până azi, Babilonul simbolizează împotrivirea, mândria, îngânfarea, încurcătura și o mântuire făcută cu mâna omului. În Sfintele Scripturi, Biblie, sunt puse în opoziție contrast două orașe antice, Ierusalimul, care înseamnă pace, și Babilonul, care înseamnă încurcătură. Ierusalimul a devenit centrul lui Dumnezeu pe pământ, în timp ce Babilonul a devenit centrul împărăției lui Satana, în Noul Testament, în în Apocalipsa, aceste două orașe reprezintă două împărății spirituale de credință. Vestea, avertezarea lui Dumnezeu dată în întreita solie îngerească este a căzut Babilonul, pentru că a adăpat toate neamurile ca și zidarei vechiului turn Babel, mulți creștini au părăsit învățătura Evangheliei veșnice, urmând propriile lor născociri și înlocuind cuvântul Bibliei despre creațiune cu teoria evoluției, apariția și dezvoltarea naturii și omului fără Dumnezeu. Popoarele și chiar multe biserici sunt îmbătate de ucigătorul vin al Babilonului, ca și vechii babilonieni, înnebuniți de idolii lor, le-au respins, l-au respins și l-au înlăturat pe Dumnezeu. Așa că și Babilonul modern de azi își merita soarta. Vechiul Babilon ar fi putut fi vindecat, dar a refuzat adevărul lui Dumnezeu. La fel și noul Babilon respinge sfatul divin, și desprețuind cuvântul lui Dumnezeu a devenit locuința demonilor și o închesoare a oricărui duh necurat. Apocalipsa 18:2. Orice învățătură nesfântă din vechiul Babilon, spiritismul cinstirea soarelui, închinare la idol, astrologia, horoscopul și altele, împreună cu toate celelalte însoțitoare, pot fi găsite în Babilonul actual. Și pentru că el este sortit pe irii, Dumnezeu îl cheamă pe poporul său să iasă din el. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Nu vă atingeți de ce este decorat și vă voi primi, zice Domnul. 2 Corinteni 6 cu 17, Apocalipsa 18 cu 4 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, zicând cu glas tare, dacă se închină cineva fiare și icoane ei și primește un semn pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Apocalipsa 14, de la 9 la 10 Aceasta, a treia solie îngerească, este o avertizare împotriva falsei închinări. Nici o solie din toată Biblia nu este atât de sfântă ca aceasta, care vine cu înțeles special dat fiind faptului existenței unei apostazii, răzvrățiri mondiale și a unui boicot care a fost de acum prezis în Apocalipsa 13, de la 16 la 17, când a fost impusă o supunere globală pentru puterea răzvrătită. Dacă semnul puterii creatoare al lui Dumnezeu e cunoscut că este ziua de odihnă, ziua închinată Domnului Sabatul, ziua șaptea binecuvântată și sfințită, fixată, ca tot poporul său în ziua aceasta să vină la închinare Dumnezeului său, atunci să ne clarificăm care e semnul fiarei care trebuie să fie ceva opus semnului Domnului. De aici reiese că semnul răzvrătirii generale este ziua de odihnă a omului, falsă, fixată de om pentru om și închinată cui vrea. Atunci când biserica a început să părăsească credința apostolică, ea a primit treptat practicile regulile păgânești, învățăturile false au luat locul adevărului și, printre altele, a adoptat, fixat și o falsă zi de încheare, A luat duminica păgânilor. Sunday, ziua soarelui, care era ziua întâi a săptămânii și a făcut o duminica creștină. Astfel, duminica păgână consacrată lui Balder a devenit duminica creștină simțită pentru Hristos. Și această zi falsă de închinare a fost pusă, după cum s-a menționat mai devreme, de omul Constantin, care prin decretul din 7 martie 321 a anulat legea lui Dumnezeu, porunca a patra, și a fixat pentru Isus o altă zi de cinste și închinare de la oameni adunați spre închinare lui Dumnezeu, tatăl, fiul, Duhul Sfânt, pe când semnul legăturii lui Dumnezeu cu poporul său, Sabatul, Creatorul a fixat pe veci. Isaia 66, versetele 22 și 23. Înainte ca Mântuitorul să apară în slava sa, fiecare suflet trebuie să-și facă alegerea de a asculta sau nu de Dumnezeu. Marile înfruntări ciocniri din ultima fază a Marei Lupte sunt încă detras tras bisericii. O lege internațională va cere o supunere generală pentru falsa puterea Romei dar aceia care vor asculta de el îl vor dezonora pe Dumnezeu și vor încălca porunca sa. Atunci oamenii vor primi semnul fiarei, dar oamenii nu vor primi semnul fiarei până ce problema adevărului și falsului nu va fi arătată clar, iar toată lumea nu va auzi solia lui Dumnezeu. Orice om cinstit la inima lui, care se stăruie să-i slujească lui Dumnezeu, dar care prin nepăsare, nesimțire, calcă porunca lui Dumnezeu, are semnul fiarei. Nimeni n-a primit încă semnul fiarei, dar când decretul va fi pus în față, impunând falsul sabat, falsă zi de închinare și strigătul cel mare al îngerului al treilea, îi va avertiza pe oameni împotriva închinării la fiară și chipului ei, linia despărțitoare de demarcație dintre adevăr și minciună va fi clar trasă. Atunci toți care continuă să păcătuiască vor primi semnul fiarei. Când bisericile protestante se vor uni cu puterea străveche pentru a susține o religie falsă spre deosebire de strămoșii lor care au îndurat cele mai groaznice persecuții apărând credința adevărată cu viața lor, atunci va fi impus sabatul papal, duminica, de către autoritatea Combinată a bisericii și a statului. Înainte de revenirea Domnului Isus Hristos a doua oară pe acest pământ, fiecare om va fi constrâns nevoit să aleagă. Aceia care vor refuza să asculte de puterile pământești și vor păstra cu orice preț credința lui Isus și în Isus, vor fi izgoniți din societate, scoși în afara legii pământești după cum Daniel și prietenii săi au refuzat să-și compromită credința acceptând mai degrabă ordinul de moarte decât să se lepede de Dumnezeu a, și a, ca apoi să fie eliberați în mod minunat de sub puterea leilor și focului, tot așa se va întâmpla și în această criză finală cu aceia care vor rămâne credincioși la poruncele cerului iar toți cei care în mod intenționat, gândit și conștient au ajuns să asculte de puterea răsculată împotriva lui Dumnezeu și legii sale și să primească semnul fiarei, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat. Apocalipsa 14 cu 10 Cea mai mare înșelătorie din toate viacurile urmează să se lanseze, să arunce chiar înainte ca Mântuitorul să apară pe norii cerului când satana, cu toată puterea, cu semne și minuni false, va înșela întreaga lume, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, dar au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți, judecați. Isus Hristos a vorbit despre această înșelătorie. Vedeți să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu, vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți pentru că atunci va fi un ecaz așa de mare, cum nu mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Dacă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în cămăruți interioare, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit Și se vede până la apus, așa va fi și la venirea fiului omului. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Atunci toate popoarele pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Domnul ne atenționează că în acest timp, înainte de revenirea sa, însuși Satana se preface într-un înger de lumină. Duhurile demonilor. Sunt acele care merg la împărății. La împărății la președinții, prim-ministrii, guvernatorii statelor și țărilor lumii întregi pentru a-i atrage, a-i lega în amăgirea și a-i îndemna să se unească cu satana în ultima lui luptă împotriva guvernării cerului. Astfel, prin conducătorii țărilor, popoarelor, vor fi amăgiți, înșelați și oamenilor. Deci să fim atenți, vremea e aproape și lupta, ultima între bine și rău, adevăr și minciună, a început. întreita solie îngerească este ultima adresare, strigăt și avertezare către toți locuitorii acestui pământ răzvrătit împotriva Creatorului Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și Legei Evangheliei Veșnice, împotriva guvernării cerului. Dumnezeu Iisus timp de aproape șase mii de ani, tot face chemare la ascultare de viață. Toată ziua mi-am întins mâinile spre un popor răzvrătit și împotrivitor, dar omul este preocupat de cele pământești crezând că prin ele va fi mântuit. Domnul Isus Hristos pe fiecare om în parte ne cheamă la atenția spre întreita solie îngerească. Ultima cu dorința de a ne ajuta să luăm calea adevărului ca în timpul care a mai rămas până la venirea sa să fim printre poporul său ales pentru împărăția sa. Dumnezeul Tatăl Ceresc, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt să ne binecuvânteze cu înțelepciune și precepere în alegerea dreaptă. Să ne ocrotească de cel rău, de atacurile și ispitele lui, să ne pregătească pentru ziua mântuirii. Amin!